Galina niciodată nu a crezut cu adevărat în Dumnezeu. Ea, ca toți ceilalți, uneori spunea o, oh, Doamne sau slavă Domnului, dar nu punea în aceste cuvinte un sens special. A fost botezată când era fetiță, când a venit la bunica ei în sat. Acolo, preotul local, un bun prieten al bunicii, a convins-o să o aducă pe fetiță la biserică. La opt ani, Galina nu avea încă o părere proprie. Acasă nu se vorbea despre religie, așa că nepoata nu s-a opus prea mult. Dar ce scandal s-a iscat mai târziu acasă? Tatăl Gali se numea Timur. Dacă avea rădăcini tătare sau asiatice, nu se știe cu certitudine. Și cine se mai înțelegea în copiii din perioada postbelică din Uniunea Sovietică, ce naționalitate aveau? Apariția tatălui era foarte obișnuită, în care se vedeau amestecuri de sânge diferit. Iar numele părinților i-a fost ales în cinstea cărții Timur și echipa lui. Tatăl Gali era un om sovietic, un materialist convins și nega orice religie. Mama fetiței, Tatiana Simionovna, s-a născut într-o familie internațională a lui Simion Moiseevici și Alexandrei Petrovna. Nu putea fi considerată evreică, deoarece mama era rusoaică. Bunica Șura a botezat fetița în credința ei. Galina nu era la prima vizită în biserică, iar bunica Șura o ducea adesea la sărbătorile bisericești și la slujbe. Decorul îi plăcea fetiței. Icoanele frumoase, Frescele de pe pereți și lumânările aprinse, toate acestea o fascinau pe Galina. Totuși, să reziste la o slujbă ortodoxă lungă în picioare era foarte greu. De aceea, ne nepoata iubea să intre în biserică pur și simplu, când treceau pe lângă ea cu bunica. Să intrăm la tatăl Andrei, o întreba Alexandra Petrovna. Fetița era de acord și urcau pe trepte, deschizând ușile grele din stejar. De ce ați decis totul în locul fiicei mele? Se revolta Timur Sergivici, privindu-și soacra cu severitate. Trăim într-o țară ateistă. Nu-i umpleți copilului capul cu prostii. Timușca, dar asta nu o obligă la nimic, încerca să argumenteze bunica Șura, surprinsă de reacția ginereului. Ea dorea să o protejeze pe fetiță de vorbele bunicului Simion, care, pe măsură ce îmbătrânea, petrecea din ce în ce mai mult timp studiind de Braica și Tora și începea să vorbească despre emigrarea în patria istorică. Și nu se gândea deloc că va întâlni o astfel de opoziție din partea iubitului ei Timu cu atât mai mult, dacă nu o obligă, de ce trebuia să facă asta? Există o mulțime de alte religii. Islamul, budismul, evreii, în sfârșit. Tatăl Gali, în acel moment, s-a uitat la socrul său, care stătea cu un aer absent, de parcă ceea ce se întâmpla nu-l privea deloc. De ce trebuie să impui punctul tău de vedere unui copil care nu înțelege nimic? Dar ea nu se opunea, încerca să se apere bunica. Galina îl cunoștea bine pe tatăl Andrei. Se comunicau atunci când se întâlneau. Îi plăcea când vorbeau cu ea ca cu o adultă. Alexandra Petrovna are opt ani. I-a întrebat despre asta când avea cinci ani? Și apoi, între noi fie vorba, ea, de altfel, este octobristă. Aici bunica Șura știa deja cum să riposteze. Când a fost primită în octombrie, nimeni nu a întrebat-o. Și era și mai mică. Pur și simplu pentru că așa se cuvenea. Iar în biserică fetița știa totul. Știa să se închine și chiar a învățat tatăl nostru. Și apoi, Timușca, dar noi nu suntem credincioși, eu nici măcar icoane nu am acasă. Pur și simplu este o parte din istoria poporului nostru. Femeia a pus accent pe cuvântul nostru. Iar când va crește, va alege singură ce este mai aproape. Mama Tatiana privea la disputa dintre soțul ei și mama și zâmbea. Nu intervenea în discuție, fiindcă era convinsă că orice ceartă se va termina în pace deoarece îi cunoștea bine pe cei dragi. Și deși Timur Sergivici s-a mai revoltat puțin, în curând toată furia lui s-a stins. Când a realizat că nimeni nu va trage fetița cu forța la biserică și că nu o va obliga să participe la tot felul de ceremonii stupide, cum ar fi împărtășania și căsătoria. Fetița îi privea pe rudele care se certau cu uimire. Nu înțelegea despre ce era vorba. La școală, în clasă, toți erau octobiști, iar mulți purtau un secret cruci sub uniformă, cu care se lăudau în fața celor dragi și a prietenilor. Și Galina își dorea una la fel. De aceea, nu a stat mult pe gânduri când tatăl Andrei a propus să fie botezată. Își imagina deja cum va veni la școală și le va arăta Nataliei și Angelei, cele mai bune prietene, ce frumusețe are la gât. De fapt, a fost puțin dezamăgită că crucea fetiței a fost pusă pe o panglică obișnuită, în timp ce la Natalia era pe o adevărată lanț de argint. Dar bunica a spus că va cumpăra neapărat un lanț, pentru că așa este mai sigur și cu atât mai mult, că Galina nu a văzut niciodată pe cineva rugându-se acasă. A învățat tatăl nostru pentru că îi plăcea să învețe pe de rost, iar melodiozitatea rugăciunii i-a plăcut foarte mult. Chiar și uneori, în singurătate, încerca să o cânte așa cum o făcea corul din biserică. Fetiței îi se părea că îi iese bine și plănuia să mai repete puțin, iar apoi, la o sărbătoare, când o vor ruga să spună o poezie sau să cânte o melodie, va demonstra abilitățile ei. Dar acum, după ce a auzit disputa adulților, înțelegea că, probabil, nu ar trebui să facă asta ca să nu-l supere și mai mult pe tată. Wow! S-a minunat Angela când a văzut crucea Galii. Ce mică și drăguță! Ce contează? A strâmbat din buze Natalia. A mea e mai mare. Și de ce o porți pe panglică? Se va murdări. Poate că lanțul tău nu se murdărește. A sărit în apărarea Galii Angela. Nu toată lumea are atâția bani cât au părinții tăi. Nu se murdărește, a răspuns Natalia, ridicându-și nasul. Nu știi că lingurile de argint sunt scufundate în apă pentru a fi dezinfectate? Și lanțul meu este din argint, murdăria nu se lipește de el. Da? a spus prietena, strângându-și ochii. Dar de ce anul trecut era de un gri deschis și strălucea, iar acum e aproape neagră? Ce este asta, dacă nu murdărie? Nu înțelegi nimic, așa a fost mereu, s-a supărat Natalia. Prietena nu se distinge prin ordine, iar asta pentru că părinții ei lucrau în comerț și puteau găsi oricând ceva necesar la cele mai mici prețuri. Fetița trata lucrurile cu dispreț, iar dacă undeva și murdărea ciorapii alt sau se agăța de rochea școlară, de obicei ridica din umeri. A, ah. mama, croitoreasa, va face totul așa încât să nu se observe. Sau poate va cumpăra unul nou, căci oricum aproape am crescut din el. Galina avea ciorapii ei preferați cu ciucuri și două guleri frumoase din dantelă, pe care le coasea la rochea școlară. Fetița urmărea cu atenție să nu-și murdărească hainele albe și, dacă observa cea mai mică pată, o spăla imediat cu mâinile. Iar nouă, desigur, îi cumpărau, dar i era rușine să ceară, deoarece Galina înțelegea că părinții trebuie să renunțe la multe pentru a-și îmbrăca și încălța fiica și, neapărat, să o ducă în vacanța de vară la mare. Marea era necesară Gali pentru că, încă din copilărie, avea amigdalele mărite și dezvoltau o amigdalită cronică, iar aerul marin și apa sărată ajutau la întărirea imunității copilului. Această întărire era suficientă pentru aproape tot anul școlar. De obicei, amigdalele își făceau simțită prezența mai aproape de sărbătorile de mai, când soarele primăvăratic ieșea, care părea că încălzește, iar apoi veneau frigurile de țelină și galina se îmbolnăvea cu siguranță de gât și îi curgeau nasul. Uneori, mama și tata plănuiau să meargă undeva în excursie. Pe cercul de aur sau în țările baltice, dar în fiecare vară era dedicată gâtului bolnav al fiicei și unei călătorii pe litoralul Mării Negre. După care Galina își lua soarele și imunitatea la bunica Șura în sat, iar părinții nu mai aveau concediu și bani pentru a-și împlini visele. Ziua de naștere a fetiței cădea în mijlocul verii, iar ea aproape întotdeauna o sărbătorea printre rude și prietenii din sat în aer liber. Uneori, Galina visa să ajungă la propria ei sărbătoare în parc de distracții, unde erau diferite carusele, iar apoi să mănânce vată de zahăr și să se plimbe cu tatăl pe lac dar se rușina foarte mult să-și spună dorința părinților. Aceștia credeau că, deoarece vara toate prietenele ei plecau, nu avea cu cine să sărbătorească și era mai bine în sat. Și acolo era, într-adevăr, vesel. Se adunau prietenele bunicii, venea tatăl Andrei, iar băieții din curțile vecine alergau, cu care Galina mergea întotdeauna la râu și la pescuit. Numai că nu putea purta o rochie frumoasă și să iasă ca o prințesă. Ca Natalia, de exemplu, care, de ziua ei de naștere în octombrie, își invita întotdeauna prietenele și ieșea din cameră în fiecare an într-o rochie nouă și ușoară, iar apoi mama ei, mătușa Venera, aducea un tort frumos din magazin cu lumânări. Galina nu avea un astfel de tort la sărbătoare. De obicei, bunica făcea torturi de casă. Cocea blaturi, le ungea cu cremă, turna deasupra glazură de ciocolată, iar când se întărea, punea lumânările. Tortul era foarte gustos, cu diferite umpluturi, uneori cu coacăze negre, alteori cu zmeură, dar totuși nu era un tort din magazin cu trandafir frumos și un tos de culoare ros pal, cu frunze verzi deschise și o inscripție frumoasă pe un fundal alb la mulți ani, Galina. Un astfel de tort fetița l-a văzut la ziua de naștere a prietenei. Pe el, desigur, era scris Natalia, dar Galina visa ca și numele ei să apară cândva pe un tort. Apoi, mama prietenei organiza o tombolă fără pierdere, iar fetița pleca întotdeauna de la sărbătoare cu gamă de mestecat, Biscuit sau ciocolată. Ar fi vrut să organizeze o astfel de tombolă pentru prietenele ei. Dar așa că să te naști în iulie însemna că fetița nu putea decât să viseze la asta. Și acum Galina voia și un lanț pentru crucea ei, ca Natalia să nu se mai laude cu a ei. Dar până la ziua de naștere mai era aproape un an întreg, iar Galina se gândea cu regret că, probabil, nimeni nu-i va oferi simultan un lanț și un tort. Așa că adesea în gândurile ei se tot întreba ce este mai important pentru ea și nu putea alege. Simion Moiseevici era economist și era considerat o persoană respectată în sat. Oamenii veneau să se consulte cu el, iar vecinii întrebau la ce preț să vândă un purcel tăiat, iar șefii locali cu rugămintea de a calcula corect impozitele sau profitul. Bunicul Galina nu refuza niciodată să ajute oamenii, dar nici nu rămânea în urmă. Într-un mic caiet, el nota toate împrumuturile pe care le făcuse cu Elșan, iar în momentul în care avea nevoie de un serviciu, își amintea rapid cine i era dator. Bunica Șura era enervată de această trăsătură mai mult decât de toți vecinii la un loc. Se obișnuiseră de mult cu caracterul bătrânului. Totuși, și tatăl lui, și bunicul erau la fel. Iar Alexandra Petrovna îl miustra mereu pe soțul ei. Ce fel de om ești? Sema? Nu poți să faci nimic din bunăvoință. Crezi că oamenii vor uita bunătatea ta? Nu, draga mea, nu cred. Oamenii noștri sunt buni. Trăiesc și de obicei își amintesc de serviciile mele iar celor care nu își amintesc, le voi aminti eu. Nu contează că cineva are scleroză sau că are multe griji. Eu tocmai le arăt calea ca să rămânem în relații de egalitate. Îți amintești pentru ce au luptat părinții noștri? Pentru egalitate. Așa că nici noi nu vom uita asta. Bunica Șura chiar refuza să meargă în vizită cu soțul ei, temându-se că acesta va începe o discuție despre datorii chiar la masă, cu bunătăți. Dar, spre cinstea bătrânului, el nu își permitea niciodată așa ceva. De obicei, după ce termina afacerile cu stăpânii casei, trimitea un mesager la soția sa. Bunico Shura! Striga un băiat de la poartă. Bunicul Simion transmite că a terminat cu afacerile și Aleftina invită să înceapă cu colaci. Vin, vin, începea să se agite bătrânica, adunând prin casă gem și prăjituri din rezerve, ca să nu-i fie atât de rușine să se uite în ochii sătenilor. Discuțiile despre căsătoria lui Simion singurul moștenitor al unei familii evreiești, cu fata șura dintr-o familie de țărani obișnuiți, au agitat mult satul. Dar, cu trecerea timpului, sătenii s-au convins că tânăra familie trăiește în armonie și uimirea s-a stins. Cu atât mai mult cu cât în sat au fost întotdeauna motive noi de a discuta, iar familia nu oferea motive scandaloase pentru bârfele locale. Nu bea, aduce fiecare bănuț în casă, spuneau femeile. Ce altceva mai trebuie pentru fericire? Iar că este puțin zgârcit, Asta e chiar bine. Familia nu va fi sărăcită, va avea întotdeauna suficient. Prosperitatea populației din oraș a fost evaluată diferit. Dar Simion Moisevici nu își răsfăța fiica unică cu cadouri. S-a căsătorit? Spunea el, când soția îl certa pentru zgârcenia față de familia Tatianei. Asta e datoria soțului. Altfel, se vor așeza pe gâtul nostru, bătrânilor. Dacă Tatiana ar fi fost singură, atunci da, aș fi ajutat. Dar Timur este un bărbat cu mâini și cap, să se descurce. Copiii nu cereau niciodată bani părinților, educația nu permitea. Timur considera că și soția lui îl susținea în acest sens. Așa că ne vom descurca. Bunicul și bunica o răsfățau pe nepoată cu plăcere, neavând nimic de refuzat. Așa de mult, încât uneori ginerele trebuia să-i mai tempereze pe socri. Dar eu nu-ți dau ordine, răspundea Simion Moisevici la observația lui. A ține copilul în strictețe este grija părinților, iar nepoții trebuie răsfățați. Când vei ajunge la vârsta ta, vei înțelege. Anume bunicul i-a dăruit Gali o haină de blană de țigaie. Nu era nouă, dar purtată o singură dată, cum a spus el. A crescut nepoata vecinei, nu a apucat să o poarte. La această haină invidia chiar și Natalia. Nu că mama ei nu ar fi putut găsi ceva similar, ci pur și simplu prima a apărut nu la ea, ci la prietena săraca Galii, și asta îi diminua pretențiile ulterioare. Galina considera haina pur și simplu o îmbrăcăminte. Călduroasă, fără îndoială, dar grea și incomodă. Așa că, dacă vremea permitea, fetița se schimba imediat în o jachetă de iarnă scurtă sau chiar într-o geacă. Se apropia anul nou. În magazine au apărut mandarine, iar Natalia aducea în fiecare zi câte una cu ea ca să o mănânce după prânzul de la școală. Galina și Angela vedeau fructe exotice scumpe doar pe masa de sărbătoare, dar păreau că erau sătule doar de miros și anticiparea sărbătorii. Galina, ca toți copiii, iubea foarte mult perioada sărbătorilor de iarnă. Zăpada strălucitoare, vacanțele de iarnă, săniușul. Iar apoi era permis să stea până târziu cu adulții în fața televizorului, iar dimineața sub bradul de Crăciun găseau pentru ea cadouri dulci. De fapt, acolo nu erau doar bomboane. Înainte de clasa întâi, Galina a găsit sub brad două dintre cele gulerase albe preferate, pe care acum le coasea la rochia școlară. Își amintea cum nu putea aștepta să-i cumpere în sfârșit o rochie și să vină prima zi de școală. Într-o altă dată, sub brad a fost o carte frumoasă cu păpuși cu ochi mari și rochii din carton gros, pe care trebuia să le decupeze și să schimbe ținutele păpușilor. Așa ceva nici Natalia nu avea. Aproape un an Galina s-a jucat cu această carte minunată. În familie existau tradiții, un an nou era sărbătorit cu toată familia în sat, iar în anii următori, părinții mamei Tatiana veneau în apartamentul fiicei din oraș. Anul acesta era rândul bunicii Shura și al bunicului Semion să vină. Bunicul se plângea că în apartament este puțin loc și că dorm pe capetele unul altuia, deci părinții își luau fiica la ei și le ofereau socrului și soacrei o cameră separată. În strâmtorare, dar nu supărare, zâmbea bunica Shura, pregătind împreună cu fiica un fel de mâncare pentru masa de sărbătoare. În cele din urmă, toți s-au așezat împreună și, turnând șampanie pentru adulți și suc pentru Galina, au început să aștepte lovitura de la ceasuri. Iată că pe ecranul televizorului a apărut turnul Spascheia și a început un sunet melodios. Ei, să ne punem o dorință și să bem? a dispus bunicul Semion, iar, așteptând să înceapă bătaia ceasurilor, a început să bea din paharul său. Galina s-a uitat la adulți și a închis ochii iar brusc dorința i-a apărut în minte sub forma unei lănți pentru crucișor. Fata a băut din paharul ei și imediat i-a părut rău că nu și-a dorit un tor din magazin pentru următoarea zi de naștere. Dimineața, când adulții nu se treziseră încă, Galina a fost prima care a alergat sub braț să caute cadouri. Acolo, conform tradiției, se aflau seturi de dulciuri, mandarine și covrigea târnând de crenci, iar într-un ambalaj separat, într-o cutie festivă, se afla un nou penar cu tot ce îi trebuia. Acesta, desigur, era foarte necesar pentru fată, căci vechiul ei se rupse complet. Și interiorul era frumos, cu desene cu personaje din desene animate despre Cheburașca. Nu mai că părea atât de obișnuit, încât fata a fost pe punctul de a plânge de dezamăgire. Dar nu poți arăta că ești nemulțumită de cadou. Așa că Galina s-a străduit să zâmbească vesel și să-i mulțumească lui Moș Crăciun. Bunicul Semion s-a trezit mai târziu decât toți, a ieșit afară să fumeze, iar apoi s-a întors și s-a apropiat de nepoată. Știi, Galiță, că în anul nou se întâmplă minuni? Fata a dat din cap. Ei bine, eu nu am crezut. Și-ți dai seama, stau și fumez. Și cine crezi că se apropie de mine? Epurașul? A întrebat timid Galina. Întotdeauna, tatăl, mama și ceilalți rude aduceau bomboane, mere sau afle de la iepuraș. Nu, a râs bunicul, iepurașii stau și ei acasă, sărbătoresc anul nou. La mine a venit însuși moș Crăciun îți dai seama. Unde? A uitat de supărarea de la cadou, nepoata s-a bucurat în speranța de a-l vedea pe adevăratul magician. Ascultă, eu, spune el, mă grăbesc foarte tare, sunt mulți copii, trebuie să plec mai departe. Dar Galina locuiește aici? Da, am răspuns, aici, desigur. Ea este nepoata mea. E o fată bună, continuă magicianul, aș vrea și eu una ca ea. Adevărat, eu am deja o nevețică, dar nu m-aș supăra de o a doua. Ei bine, nu, i-am răspuns eu, nu-ți dau nepoata mea. Bine, spune el, am lăsat cadourile sub brad, iar când am început să mă întorc, m-am gândit că am uitat să pun ceva pe fundul sacului. M-am uitat și am realizat că am uitat un lucru. Capul meu e gol. Pot să-i dai nepoatei tale? Desigur, pot. Am răspuns. Și ce este acolo? Asta e un secret, zâmbește moș Crăciun nu mai ea poate deschide și vedea. Dar dacă nu-i va plăcea, îi va plăcea cu siguranță. Chiar a dorit un astfel de lucru de anul nou. Și de unde știe tot? Așa că ți-a transmis. Bunicul Semion i-a întins galina un obiect întins, înfășurat în hârtie creponată verde cu o panglică roșie. Îi vei arăta bunicului ce cadou este? Mulțumesc! A întins încet mâna și a luat cadoul de la bunic. Nu -mi mulțumești mie, ci lui Moș Crăciun. Eu doar am ieșit să fumez și iată, cât de bine a fost. Galina a desfăcut cu grijă panglica de satin și a început să desfacă cadoul. Sub hârtie se afla o cutie din catifea roșie. Galina a încercat să o deschidă, dar nu ce da. Vrei ajutor? A întrebat bunica. Acolo este un buton alb, apasă-le. Galina a urmat sfatul, iar cutia s-a deschis puțin. Ridicând capacul, fata a văzut o lănțișor de argint așezat pe o pernă de satin s-a împlinit. I-a trecut prin minte. Deci, e adevărat. Și ce este asta? A întrebat mama, uitându-se peste umărul fiicei. O lănțișor! A spus Galina încet. Ce tare! O lănțișor de argint adevărat! S-a entuziasmat Tatiana Simionovna. Cel mai adevărat! A dat din cap bunicul. Tată, de ce ai făcut asta? A întrebat ea pe tată, cu buzele, astfel încât fiica să nu înțeleagă. Acesta nu a răspuns, ci doar a zâmbit. A, asta, probabil, este pentru crucișorul tău, a exclamat bunica Șura. Unde este el? Hai să-l încercăm! Galina a mers în camera ei, a scos din optieră crucișorul de pe panglică și l-a întins bunicii. Aceasta a scos panglica și a pus crucișorul pe lănțișor, după care l-a încheiat la gâtul nepoatei. Foarte frumos, s-a entuziasmat tatăl dar părintele Andrei spune că crucișorul nu este o bijuterie și a amintit Galina. Nu, desigur. Timur Sergivic a privit-o sever pe soacră și a dat din cap. Dar oricum arată foarte frumos. Uite, vezi. Și l-a dus pe fiică la oglindă. Din acel moment, Galina nu a mai scos crucișorul de pe gât, iar când vacanțele s-au terminat și a venit vremea să meargă la școală, ea le-a arătat mai întâi prietenelor cadoul de anul nou. Ce contează? a spus Natalia. Eu am unul mai lung și cu un model mai elegant. Dar eu am unul nou, a replicat Galina. Iar Angela, la fel ca tatăl, a spus că este foarte frumos. Galina a povestit cu multe detalii cum a primit acest cadou. A mințit tot bunicul tău, a strâmbat Natalia Buzele. Nu, moș Crăciun, ci părinții pun cadouri sub brad. Natalia, ce ai? Ești complet nebună? De data aceasta, Angela s-a năpustit asupra fetei, văzând cum lacrimile revin în ochii galinei. Cum adică nu? Cine le pune părinților cadourile? Eu sau fratele meu de trei ani? Leșa? Dacă părinții îți pun cadouri, este doar pentru că moș Crăciun se teme să intre în casa ta. Atâta mizerie și ură aveți acolo. Ei bine, credeți în vrăjitorii voștri, a privit Natalia cu dispreț prietenele. S-a întors elegant, așa cum o învățaseră la dansuri, arătându-și rochea frumoasă și părul ondulat strâns cu o fundă frumoasă, și, fără să se uite înapoi, a plecat în clasă. Galina încerca încă să înghită lacrimile de supărare, când Angela a spus. E o răutăcioasă, nu-i da atenție. Mai bine arată din nou lănțișorul. Galina a desfăcut primul nasture de la rochie și a scos crucișorul. Fetele stăteau la fereastră și examinau obiectul dăruit. Uite, aici, pe închizătoare, este desenată o fulg de nea. Angela a arătat un desen aproape invizibil pe o plăcuță ovală mică, la care era atașat cârligul. Deci, cu siguranță este de la Moș Crăciun. Are mult argint. Îl face din zăpadă, mi-a spus bunica. Galina a început să examineze cu atenție cadoul ei și a ajuns la concluzia că prietena are dreptate. Și apoi, bunicul Semion urăște minciuna și mincinoșii. Nu putea să-l inventeze despre Moș Crăciun. Cu atât mai mult, el nu știa că eu mi-am dorit ceva la bătaia ceasurilor fata s-a convins complet de autenticitatea cadoului. După incidentul cu lănțișorul, prietenia dintre Angela și Galina cu Natalia s-a stins. Aceasta nu s-a mai apropiat de ele în pauze și se lăuda cu noile ei haine în fața altor fete. În schimb, neașteptat, s-a alăturat prietenelor Dima, verișorul Nataliei, cu care s-a născut în aceeași zi. Mamele lor, rude și surori, glumeau între ele că Natalia și Dima sunt gemeni, dar de la mame diferite. Dar Galina nu vedea nimic asemănător între ei, deși, în înțelegerea ei, gemenii ar trebui să fie identici. Dima era cel mai mic din clasă, pentru care a primit de mai multe ori de la colegii de clasă care nu voiau să se ocupe de un copil mic. Când Galina o întreba pe Natalia de ce nu-l apără pe fratele ei, aceasta se mira. El este băiat, să știe să se apere singur. Și, în general, ar trebui să sară în apărarea mea. Galina se uita nedumerită la băiatul care era cu o capă mai mic decât sora lui. Și nu înțelegea cum poate el să apere o rudă atât de mare. Cu toate acestea, în ciuda dimensiunilor sale mici, sau poate tocmai datorită lor, Dima a reușit să-și întărească atât caracterul, cât și corpul. El a găsit singur anul trecut o secție de sambo aproape de casă și s-a dus acolo. Ești prea mic, a dat din cap antrenorul. Vino peste un an. Am nevoie acum, s-a încruntat băiatul. Dar nu te pot lua. Uite-te, toți sunt așa. Bărbatul a arătat pe covor unde se antrenau băieții mai mari. Te vor strii. Verifică-mă, nu mă voi lăsa așa. Dima a venit cu perseverență la fiecare antrenament. Stătea parte și încerca să repete exercițiile de încălzire și tehnicile singur. După o lună de astfel de antrenamente, rasul Arutiunovic s-a îndurat de băiat. Bine, te iau. Ai un caracter bărbatesc, insistent. Dacă folosești asta, poate ieși ceva din tine la prima antrenare la care Dima a fost acceptat, a demonstrat ce a învățat în acea lună, efectuând încălzirea și făcând flotări mai mult decât toți înainte de a începe lucrul asupra elementelor tehnice. E. Yeah. El este doar ușor, spuneau băieții. Îi este mai ușor să se ridice. Cine nu poate face, caută scuze, a observat filosofic antrenorul și de atunci a început să-l antreneze pe Dima împreună cu toți. La luptă cu băiatul, el se punea mai întâi pe el însuși pentru a verifica predispoziția copilului la răni și răbdarea la durere, iar când s-a convins că totul este în regulă, a început treptat să implice colegii din secție. La început, băieții se raportau la lupta cu micul relaxat, dar când el a strâns câțiva adversari deodată și jumătate mai mari decât el la podea, au început să se pregătească pentru lupte și să-l respecte pe partenerul lor. Trebuie să vezi. Ce spinos și zburător! Râde arasul a Rutiunovic. Îți justifici numele de familie. Astfel, băiatul lui s-a atașat pe termen lung porecla ierși. În clasă, Zvonurile despre succesele lui Dima la secția de sambo s-au răspândit rapid. Dacă înainte colegii de clasă încercau să-l provoace pe băiat, iar unii chiar îi cereau bani, acum nu se grăbeau să se angajeze în dispute verbale cu el. Dar acest succes avea și o latură inversă. Nimeni nu voia să se împrietenească cu Dima, parțial din cauza aroganței surorii sale, dar în principal din cauza caracterului său disperat. Dacă mamele Natalia și Dima comunicau frecvent și mult între ele, fratele nu dorea să petreacă timp cu sora sa. Dima, care era binevoitor și deschis, nu-i plăcea aroganța ei și atașamentul față de haine. Lasă! A dat din mână într-o conversație cu Angela și Galina. Nu am despre ce să vorbesc cu ea. Doar ce a cumpărat mama, ce a scos tata. Dar cu noi despre ce vorbești? S-a mirat Galina. Ei bine, am discutat despre pescuitul în sat. Crezi că Natalia știe ceva despre asta? Asta e. Sau Angela? Ea poate rezolva o astfel de problemă de matematică, și apoi explică cum a făcut-o și de ce. Iar Natalia, băiatul a strâmbat buzele și a încercat să imite expresia feței surorii sale. A reușit să fie asemănător. Ești prost, de ce să-ți povestesc? a spus el cu vocea ei. Fetele au râs. Dar eu nu sunt prost. Eu sunt doar tot timpul la antrenamente. Am capul plin de lupte și tehnici. Și acum rasul Arutiunovic mi-a spus să încerc să analizez luptele la antrenament și să vin la el cu un raport despre ce nu este în regulă. În general, ea nu are timp pentru mine, iar eu nu am timp pentru mizeriile ei. Vara aceasta, mamei Galinei s-a oferit un bilet de vacanță pentru două persoane pentru o excursie în jurul cercului de aur. Ea se gândea să renunțe, dar soțul s-a opus brusc. Nu, ia-le și vom merge cu siguranță. Am visat atât de mult la asta. Dar ce facem cu marea pentru a bifa? Tatiana Simionovna era indecisă. Mamă, mă descurc fără mare, a intervenit fiica, tocmai terminând clasa a treia. Nici măcar nu am fost bolnavă anul acesta. Totul este bine cu mine, sincer. Vezi, Tatiana l-a susținut Galina pe timur sergivic. Galina va fi fericită să stea cu bunicii în sat, nu-i așa? Galina a dat din cap, iar tatăl s-a încruntat dar să încercăm fără surprize de data aceasta. Dacă generația mai în vârstă te va sfătui să faci ceva, așteaptă-ne, ne vom consulta. Bine? Da, tată, promit. Ei bine, atunci e stabilit. De data aceasta, Galina a ajuns în sat mai târziu, petrecând mai mult de o lună de vacanță de vară cu părinții în oraș. Abia la începutul lui Iulie, ei au dus fiica la părinții Tatianei Simionovna și s a urcat pe autobuzul de excursie. Bunica Șura a întâmpinat nepoata cu clătite umplute cu fructe de pădure și brânză de vaci de casă. Băieții vecini s-au întrebat de ce a venit atât de târziu anul acesta. Iar Galina era preocupată de ziua ei de naștere, care de data aceasta urma să aibă loc fără părinți. Fata și-a amintit din nou de visul ei neîmplinit de a avea un tort frumos din magazin. A suspinat și s-a așezat împreună cu bunica să facă lista invitaților și meniul pentru sărbătoarea copiilor. În weekend Bunica Șura se pregătea să meargă la piață de dimineață. Astăzi vor aduce multe lucruri. Trebuie să ne aprovizionăm, căci sărbătoarea ta se anunță destul de mare, a spus ea, luând câteva sacoșe. Pot să vin cu tine? A întrebat nepoata. Te ajut să duc sacoșele. Bunicul Semion suferea de două zile de dureri la picior și abia putea să calce, așa că bunica a refuzat imediat ajutorul lui. Stai pe sobă, bătrânule! Mă descurc fără tine! Mai bine, tratează-te. Uite, ți-am pus comprese. Hai, înfășoară-ți piciorul. Ce tânără s-a găsit, a răspuns soțul. Dar măcar pe Ivan roagă -le să ducă sacoșele. Mă descurc eu. A răspuns la o astfel de grijă Alexandra Petrovna și s-a întors spre nepoată. Și de ce nu poți dormi, pasăre matinală? Eu pot să mă plim singură, dar dacă vrei, hai să mergem împreună. La piața din sat, în ciuda dimineții de vreme, era aglomerat. Sătenii se salutau, gâștele țipau, iar găinile cocodăceau în cușt. Vânzătorii veniți din alte părți își chemau clienții. În timp ce bunica alegea ouă și lapte, Galina s-a așezat pe un prag de piatră al unei clădiri vechi și mângâia o pisică locală. Aceasta se lăfăia la soare, miorlăia și ridica din când în când capul când cineva trecea pe lângă ea. Când toate cumpărăturile au fost făcute, nepoata și bunica s-au îndreptat spre casă, trecând pe lângă biserica părintelui Andrei. Intrăm? S-a uitat la Galina, bunica. Fata a pus mâna pe piept, a simțit crucișorul sub haine și a dat din cap în semn de aprobat. În biserică se desfășura slujba, așa că Galina, pentru a nu deranja vizitatorii, a ieșit afară și a stat lângă sacoșe. Galina! Fata s-a întors. Lângă parapet stătea un băiat tuns aproape la zero, îmbrăcat în pantaloni tăiați puțin sub genunchi. Dima? a recunoscut cu greu colegul ei de clasă. Salut! Și tu ce faci aici? Dar tu? A râs băiatul. Eu sunt aici la bunici. Eu sunt în tabără aproape cu antrenorul de la secția de sambo. Hai să ne plimbăm. Nu pot. Păzesc sacoșele bunicii. Ea a intrat în biserică. Da? Atunci hai să stăm aici. Dima s-a așezat lângă ea pe treaptă, fierbinte de soarele de vară de la amiază, iar Galina s-a așezat lângă el. S-a dovedit că părintele Andrei este un bun cunoscut al lui Rasul Rutiunovic, antrenorul lui Dima, și când s-a pregătit să meargă în sat să-și viziteze prietenul, l-a invitat și pe băiat. Și ce? O alergare de 5 km într-o direcție este tot un mod excelent de antrenament, zâmbi băiatul prietenei. Unii băieți au refuzat, dar eu am alergat. Îmi place să văd locuri noi. Și vezi, nu degeaba te-am întâlnit. Dar eu am bunica și bunicul care trăiesc aici toată viața, povesti Galina. Îi vizitez în fiecare vară. Hai la noi în vizită! trebuie doar să-i cer permisiunea lui Rasul Arutiunovici. Bineînțeles, dădu din cap fetița. Prima care ieși din templu fu Alexandra Petrovna. Bunica, te rog, acesta este colegul meu de clasă și prietenul Dima. Aceasta este bunica mea, îi prezentă ea unul altuia. Foarte plăcut, tânăr se prezentă ea. Mă cheamă Alexandra Petrovna. Pot să-mi spui doar babașura? Și cum ați ajuns aici? Nu v-am văzut înainte în satul nostru. El venise de la secția de sambo, ei locuiesc în tabăra locală, explică nepoata în locul prietenului. În acel moment, antrenorul lui Dima ieși pe verandă împreună cu părintele Andrei. Rasul Arutiunovici strigă băiatul, am întâlnit-o pe colega mea cu bunica, pot să merg la ei în vizită, iar apoi la tabără și la antrenament. Bună, Galinca, se adresă preotul fetiței. E totul în regulă? Cum merge școala? Cum sunt mama și tata? Totul e bine, Părintele Andrei. Părinții au plecat într-o excursie pe cercul de aur. Mama a primit un bilet. Și de ce nu intri în templu? Acum nu pot. Am păzit gențile, dar apoi voi veni neapărat. Și voi veniți la noi. Curând am ziua de naștere. Bun venit la sărbătoare! Mulțumesc, voi veni neapărat. Ce este, rasul? Se întoarse părintele Andrei către prieten, care întreba ceva. Ei bine, subiectul cere să fie lăsat să meargă în vizită la cunoscutul tău. Ce crezi? Merită? Ei bine, dacă întregi despre fetița și bunica ei, atunci sunt foarte buni sătenii ai noștri. Dar merită? Tu, antrenor, trebuie să decizi. A meritat băiatul o astfel de recompensă? Chiar dacă nu a meritat, pot să-i dau un avans, zâmghi rasul la Arutiunovici, apoi se întoarse către Dima. Bine, George, poți să mergi, dar la cinci trebuie să fii pe terenul de sport al taberei. Am înțeles? Dima dădu din cap. Voi fi neapărat. El ridică gențile grele și mergea în urma unei femei în vârstă lângă Galina. Iorș? Se miră Galina. Da, la noi în secție toți sunt chemați după poreclele scrise pe uniformă. Eu am numele de familie Erșov, iar băieții au decis că sunt mic și țepos. Acum la Sambo așa mă cheamă. Și băieții din clasă știu? Dima se gândi. Cred că da. Pur și simplu se tem să mă jignească. Eu sunt cel mai pregătit în lupte. Și s-ar fi putut crede că băiatul se laudă, dar a spus asta atât de simplu și fără fasoane, încât chiar și baba Şura, care mergea lângă el, a crezut cuvintele lui. Lumea e mică. Zâmbi, privind trioul care se îndepărta, antrenorul. Oamenii buni nu se simt strâmtorați unul cu altul, ci doar fericiți. Părintele Andrei întinse mâna prietenului său. Dar nu-l uita pe camaradul tău și tu vino la noi. Le vom arăta băieților ce știu preoții de azi. De ce nu? Voi veni neapărat. Oho! Fetițelor! Simion Moisevici întâmpină pe verandă soția și nepoata sa cu un genunchi bandajat. Și ce? Acum pe piață oferă și băieți? Se uită la Dima, care căra gențile. Tu te-ai îngrijorat că va fi greu să te întorci cu cumpărăturile. Ai spus să cer pe cineva să te ajute. Iată, am găsit pe cineva, zâm de Alexandra Petrovna către Dima. Și ce acceptă ca plată? Ca toți purtătorii, un pahar de coniac sau ceva mai mult. Ce spui, bătrâne, ce vorbești? Sau ai orbit complet? Nu vezi că băiatul e în fața ta? Se năpusti baba șura asupra lui. L-am întâlnit pe colegul Galinei lângă templu, l-am invitat să vină la noi la ceai. Ah, bine atunci! M-am gândit că poate ai promis ajutoarei tale mine măsurate. Nu mi-ai dat acele mica ca să angajez servitori. Dima se temea că nu sunt prea bineveniți, dar Galina al liniști, ascultând cu zâmbet disputa bunicului cu bunica. Nu-ți face griji, asta e sportul lor. Cine pe cine convinge, dar nu cu ură. Adevărat? Se interesă băiatul. Și cine câștigă? De obicei, babașura răspunse Galina cu mândrie. E greu să convingi o femeie. Bunicul șemea spune asta. Asta e adevărat, dădu din cap Dima. La mine acasă, disputele sunt de obicei cu țipete și înjurături. Iar dacă mătușa alea vine cu Natalia, atunci e mai bine să fugi din casă. Da, nu ai avut noroc, compătimea Galina. Așa că am fugit la Sambo. Zâmbi Dima larg. În timp ce toți beau ceai, Dima povestea despre antrenamentele sale, rasul unovit și băieții din echipă. Bunicul Simion asculta cu plăcere. Bunica suspina mai des, iar Galina se uita la colegul ei cu ochi mari. El s-a deschis pentru ea dintr-o nouă perspectivă. Dar iau și fetele? Întrebă neașteptat ea pe prieten. Acesta tăcu. Nu știu, spuse el după o mică pauză. La noi sunt doar băieți în echipă. Dar voi, eu voi întreba antrenorul. Și ce, vrei și tu? Dar aș vrea să văd mai întâi cum se desfășoară, se răzgândi imediat colega. Atunci, care e problema? Veniți cu mine astăzi la 5 pe stadion. Veniți! Bunicul șemea își încruntă sprâncenele. Cinci kilometri? Cum vrei, tânăr, dar nu o voi lăsa pe nepoata mea să alerge atât de departe. Ea nu este pregătită, iar tu știi că majoritatea accidentărilor se întâmplă din această cauză. Da. Dădu din cap dimatrist. Asta e adevărat. Când am început, eram mereu plin de vânătăi și contuzii. Acum m-am obișnuit. Dar știți ce? Și eu sunt curios să văd cum vă antrenați. Bunicul zâmchi imediat. Nu te vei opune dacă venim la antrenamentul tău cu bicicletele? Dima dădu din cap cu bucurie. Desigur, veniți. Ce, bătrâne, ai înnebunit complet. Uită-te la genunchiul tău, se agitase baba șura. Unde vei ajunge, șchiop al satului? Mai ales, când ai fost ultima dată pe bicicletă? Acum cinci ani? Și dacă cazi de pe ea? Nu-ți mai aduni oasele? Iar băieții sunt încă mici, cum te vor ridica? Șura, de ce te îngrijorezi? În primul rând, îți voi dezvălui un secret, că am fost la Litvinovka cu bicicleta săptămâna trecută. Acolo nu m-a rugat stăpânul să mă ajute. Tu pur și simplu nu știai asta. Și în al doilea rând, nu sunt chiar atât de mici. Iată, Dima, de exemplu, câți ani ai? Deja zece, răspunse băiatul cu mândrie, bătându-se în piept. Vezi? Și goliciunea va plin și ea zece ani în curând dar doi deja au 20. E destul de bine. Încă mai am 19, îl amenință bunica pe bunic cu degetul. Și cum rămâne cu guta ta? Aici ai dreptate. Remediile tale au acționat atât de bine, încât am uitat de ea. Probabil, o să-l rog pe Ivan să mă ducă cu căruța. Poate că el vrea să vadă și el cum se antrenează tinerii sportivi. Cândva a fost campion în întreaga regiune la box. Cine? Nu înțelegea Dima. Da vecinul nostru. Făcu galina cu mâna. Unchiul Vania. Nu știu cum e bunicul, dar eu voi veni neapărat la voi astăzi. Și e adevărat că peste o săptămână ai ziua de naștere? Dima se uită la fetiță. Da, dăduia din cap. Trebuie să știu, dar nu știam. Și nimeni nu știe. E în vară. În această perioadă nu este nimeni. Toți sunt în vacanță, iar eu sunt la bunica și bunicul. Și ce? Nu sărbătorești deloc? Cum să nu sărbătoresc? Baba Shura se indignă pentru nepoată. Întotdeauna organizăm o masă aici. Așa-i, frumoasa mea? Și tu, Dima, vino și tu, te invităm, va fi distractiv. Și putem veni cu băieții și cu antrenorul? Căci el probabil nu mă va lăsa să plec singur. Veniți toți împreună, făcu Simion Moisevici cu mâna. Zece ani, acesta este primul jubileu din viața lui Golcenco. Să sărbătorim așa, încât să ne amintim toată viața. Alexandra Petrovna evaluă numărul oaspeților și intră în panică. Cum să fac totul la timp? Totuși, acum avea un motiv să șantajeze soțul în pregătirea zilei de naștere a nepoatei. Eu, oare, am invitat 10 sportivi? Nu-ți amintești cine a fost? Și băieții noștri din sat, părintele Andrei și vecinii. Așa că se vor aduna 25 de persoane. Ce să-i hrănim? Așa că hai, Zgârcit? Scoate banii? Sau ție milă? Pentru frumoasa mea nepoată nu-mi pare rău de nimic, oftă bunicul Simion și, umed la degete, începu să numere bancnotele dintr-un tank și să le dea soției sale. Dar cheltuiește-le cu cap. Femeie! Cine dintre noi a ieșit din minți? Nu sunt eu, mormăi baba șura și calcula cât ajutorii va trebui pentru a organiza masa de sărbătoare. În ziua de naștere a galinei, în casa a fost agitație de dimineață de vreme. Alexandra Petrovna frământa aluatul de la 5 dimineața cocea plăcinte, bunicul tăia carne pentru Jarkov și curăța cartofi. Și doar nepoata lor, sărbătorita, dormea un somn liniștit. Cu o seară înainte, ea se întorsese târziu din tabăra în care locuia Dima, petrecând toată ziua cu băieții din secție și chiar antrenându-se puțin cu ei. Așa că seara era extrem de obosită și abia a ajuns la pat. Ai grijă să nu te îmbolnăvești mâine, se îngrijoră baba Șura, văzând ochii fetiței închiși. Căci am invitat atâția oaspeți, iar tu îi vei dezamăgi pe toți. Ei bine, ce să faci, bunică? Mâine voi fi cea mai sănătoasă și fericită. Sper că așa va fi, zâmbi Alexandra Petrovna. Când o rafală de vânt prin fereastră ridică perdeaua care o acoperea, Galina deschise ochii. O rază de soare deja se uita în cameră și elibera pe perete raze de soare. Fetița urmă puțin razele, apoi se ridică pe coate să vadă de unde se reflectă. Pe noptieră erau ceasuri și vaze cu flori. Galina zâmbi. Astăzi împlinesc 10 ani. Și cât e ceasul? Trebuie să ajut bunica. Fetița săr din pat și început să caute un tricou și pantaloni scurți pentru a se îmbrăca și a ieși din cameră, dar atunci privirea ei căzu pe fotoliul unde de obicei zăcea îmbrăcămintea mototolită de seara trecută. Acolo se afla o rochie de zână, de culoare roz deschis, cu broderie albă pe margine. Galina se apropie încet de ea și o atinse cu degetul, apoi o mângâie cu palma pentru a se asigura că nu visează. Mâna ei aluneca pe materialul satinat, iar sub palmă dantelă se mișca. Aceasta e pentru mine. Se miră fetița. Rochia de zână pentru mine. E atât de frumoasă. O voi murdări imediat. Nu, trebuie să găsesc un tricou cu pantaloni scurți. Galina ridică cu grijă fusta rochiei și, asigurându-se că nu se află hainele ei acolo, se apropie de dulap, sperând să găsească ceva potrivit în care să iasă la bunica și bunicul. Cine s-a trezit? Baba Shura pregătea în bucătărie și, auzind pașii copiilor, se întoarse spre ușă. Și imediat izbucni în râs. Ce ai pe tine? În dulap, Galina găsi un tricou de bătrân, care din cauza vârstei devenise gri deschis. Era mai jos de genunchi, așa că Galina îl strânse cu un bru colorat de la halatul bunicii. Bunicul Simion, care tocmai adusese în bucătărie o oală cu cartofi curățați, se uitau uimit la nepoata sa. Ce fel de ținută festivă e asta? Aha, unde s-a dus mai întâi tricoul meu preferat. Tu l-ai ascuns? Se întoarse el către soție. Dar eu nu am găsit niciun tricou, nici pantaloni scurți, spuse Galina, iar în dulap ajunsese doar la asta. În toate ești, mamă, frumoasă, cum spunea clasicul. Baba șura ignoră tirada soțului. Dar totuși ai căutat bine. Mi se pare că în cameră era o îmbrăcăminte mai potrivită pentru ziua de azi. Acolo se află o roche frumoasă, spuse Galina cu ochii în jos dar mă tem că o voi rupe sau murdări. Și ce? Se miră bunicul Simion, uitând deja de tricoul găsit de nepoată. Toate lucrurile se strică și apoi sunt aruncate. Ele sunt pentru a fi purtate. Așa că, de vreme ce astăzi e ziua ta, îmbracă această frumusețe. Chiar dacă este doar pentru astăzi, nu merită să pierzi ocazia. Este un cadou pentru mine, preciză Galina pentru orice eventualitate. De la părinți dădu din cap bunica. Fetița, pe de o parte, se bucură de o rochie atât de frumoasă. Era mai bună decât toate cele pe care le văzuse la Natalia. Rochii adevărate pentru zâne. Pe de altă parte, dacă este un cadou de la părinți, înseamnă că nu vor veni astăzi, deși Calina spera foarte mult la asta. Și oftând trist, se duse să se schimbe. Sărbătoarea din sat era radical diferită de petrecerile din oraș. Prietenii și oaspeții veneau, se așezau la masă, apoi plecau brusc, uitând ceva, și se întorceau deja într-un alt loc, discutând deja cu alți oaspeți. Pe la 5, echipa lui Dima, formată din șapte băieți, antrenorul și părintele Andrei, pe care l-au luat cu ei trecând pe lângă templu, s-au adunat. Băieții, după antrenamentul de zi, erau flămânzi și s-au aruncat cu bucurie asupra fripturii și castraveților sărați de bunica. Alexandra Petrovna, ca gazdă, se bucura că mâncarea le-a plăcut și se îngrijora, temându-se că nu va fi suficient. Când toți s-au săturat până la refuz și bunicul Simion anunță o pauză înainte de ceai, oaspeții mici au ieșit în curte. Aici, părintele Andrei și antrenorul au găsit o activitate pentru băieți. Au cerut gazdelor unelte și au început să repare casa și să taie lemne. Galina a scos un fotoliu și stătea ca o regină, privind cum se desfășoară munca în curte. În cele din urmă, baba Șura chemă pe toți la ceai. Galina a mers prima. Locul ei era în colțul cel mai îndepărtat la capul mesei lângă bunic. Se grăbea, astfel încât toți ceilalți să se așeze, dar nimeni nu părea să se grăbească. Fetița se așeză și se uită uimită, când văzu o lumină în hol, iar apoi părintele Andrei ieși de acolo însoțit de samboșt. El adusese un tort adevărat din magazin cu trandafir și frunze, pe care ardeau zece lumânări. Și când tortul ajunse pe masă în fața sărbătoritei, fetița putu citi pe el galinei zece ani. Felicitări! Ei bine, îi făcu cu ochiul bunicul și îi făcu semn către tort. Puneți o dorință și suflă. Dar toate dorințele galinei se împliniseră în acel moment. Și chiar și ceea ce nu îndrăznise să gândească. Rochia frumoasă a zânei și tortul adevărat din magazin. Era atât de minunat. Fetița își umplu plămânii cu aer și începu să sufle lumânările. Ah, păcat că tata și mama nu sunt aici. S-ar fi bucurat și ar fi gustat din tortul atât de frumos. Baba Shura se ridică în spatele samovarului și începu să împartă ceși cu ceai oaspeților. Chiar când ultima ceașcă nu-și găsise încă stăpânul, ușa de la intrare se deschise și părinții sărbătoritei apăru pe prag. Galina închise ochii, necrezându și ochilor. Cu un strigăt mama, tata. Sărbătorita se aruncă sub masă în rochea ei frumoasă și, străbătând între picioarele oaspeților și stâlpii mesei, ieși la părinți. S-au îmbrățișat, apoi Timur Sergivici își ridică fiica în brațe. Ei bine, frumoasa mea, la mulți ani. Credeam că, credeam că, Galina se sufoca în emoții și lacrimi de fericire, înainte de a putea termina fraza. Că veți veni? Dar noi nu trebuia să venim, zâmbi Tatiana Simionovna. Dar nu am putut să călătorim undeva când fiica noastră împlinește 10 ani. Iată că au plecat mai devreme. Dar eu văd că aici aveți o sărbătoare în toi. Și câți oaspeți. Dar ce este asta? Wow! Un tort adevărat cu trandafir și lumânări. Asta da. Ei bine, îi vei răsfăța pe părinți? Copiii s-au strâns repede pe bănci și au făcut loc pentru doi adulți. Tatăl Andrei a tăiat tortul și a întins fiecăruia o farfurie cu o bucată mică. Pentru băieții mei mai puțin, a ordonat rasul Artiunovici. Altfel, mâine la antrenamentul de dimineață nu vor putea să alerge sau să sară. Ei bine, nu, la noi este egalitate de plină iar băieții pur și simplu se vor strădui mai mult. așa e. băieți? Unii dintre ei au gustat deja tortul, dar toți au dat din cap în acord. Și de unde ai adunat o companie atât de veselă? A întrebat Timur Sergivici fiica sa, când oaspeții s-au dispersat. oh, tată, l-am întâlnit pe colegul meu Dima. El face sambo. Și s-a dovedit că ei locuiesc aici aproape în tabără cu antrenorul. Iar antrenorul lor, rasul Artiunovici, este prieten cu tatăl Andrei. Tatăl s-a încruntat auzind despre preot. M-am dus la antrenamentele lor cu bicicleta. Să mă uit. Prima dată cu bunicul Sema, iar apoi am mers singură. Tată, există secții de sambo pentru fete? Vreau și eu să mă antrenez ca băieții. Dar rasul Artiunovici nu mă ia. Ce vorbă? Hai să discutăm asta mai târziu, când ne întoarcem în oraș. Bine? Dar acum lasă-mă să te privesc în rochia ta nouă și frumoasă. Tatăl a pus fiica în fața lui și a început să o învârte. Uite, Tatiana, și tu te îngrijorai că va fi prea mare. E perfect. Uite cum a crescut frumoasa noastră. Numai că am lăsat un pic de cartof pe el, a răspuns Galina. Dar sub dantele aproape că nu se vede. Nu se vede deloc. Dacă nu spuneai, nu aș fi observat. Mama a zâmbit încurajator fetiței. Spunem, ești mulțumită de sărbătoare? De oaspeți, de rochie, de tort? Da. A început din nou să vorbească Galina. Nici nu mi-a venit să cred când tatăl Andrei a adus tortul cu lumânările aprinse. A fost adevărat, din magazin, și scria despre mine. Apoi, când am stins lumânările, m-am gândit: E păcat că voi nu veți vedea asta. Și voi ați venit. Așa că totul este grozav. O astfel de sărbătoare, rochia și tot. În cele din urmă, fetița a terminat de vorbit și a respirat adânc. Dar cum a fost tortul la gust? Ți-a plăcut? Da, dar bunica are un plutura mai bună. Și am mâncat și un trandafir. Era foarte dulce și atât de frumos. Ei bine, mamă? S-a adresat Tatiana mamei. E simplu. Dacă înveți să faci trandafiri, orice magazin îți va pierde competiția. Da, lasă. A făcut bunica șura cu mâna. Nu-mi pare rău. Am secretele mele. Ei au ale lor. Era deja târziu seara convenind cu tatăl că dimineața el va merge neapărat cu ea în tabără la băieți, Galina a dormit și-și amintea ce zi de naștere minunată a avut în mijlocul verii la țară. Vântul foșnea în vârfurile copacilor de pe cimitirul satului. Vara intrase deja în perioada de ofilire și tot mai mult își amintea de toamnă, cu frunzele ușor îngălbenite, norii de culoare gri deschis și pui crescuți care zburau de la mesteacă în la plop înapoi. Galina stătea lângă o gardă joasă și se uita la mormintele bunicii șura și ale bunicului Simeon. Ei au trăit împreună și au fost îngropați unul lângă altul conform obiceiului rus. Bunica Shura a plecat prima. Odată a frământat plăcinte din nou, s-a așezat pe un taburet să se odihnească și a căzut de pe el, deja fără viață. Bunicul a auzit zgomotul, a crezut că soția a scăpat ceva, dar tăcerea sinistră care a urmat l-a speriat. Simion Moiseevici a lăsat notițele sale și a mers în bucătărie. Shuroka, ce s-a întâmplat? S-a aruncat el spre soția sa iubită, care zăcea pe podea. Dar nimeni nu l-a mai auzit. Bunicul s-a îmbolnăvit grav după mormântare, iar fiica Galinei, mama, discutând cu soțul situația, au decis să-l ia pe bătrân la ei în oraș. Bunicul Simion nu s-au pus prea mult. Nu avea niciodată o atracție pentru viața de la țară. A trăit în casă doar pentru că acolo voia să trăiască iubita lui Șuroca. Iar când aceasta nu a mai fost, casa nu i-a mai fost de mare folos. Mama și tata au vândut terenul părintesc și, schimbând apartamentul pe unul mai mare cu o diferență, l-au luat pe bunicul Simion la ei, oferindu-i o cameră separată. Se bucura ca un copil mic de faptul că din robinet curgea apă caldă, că în ger nu se putea atinge de radiatoarele de fontă, atât de fierbinți erau, că lumina nu se stingea din cauza vântului și ploii. Și, în general, dacă ceva s-a stricat, trebuie doar să suni la administrația casei, nu să te urci pe stâlp sau să te bagi în canalizare. De două-trei ori pe an, Simion Moisevici, mai întâi singur, iar mai târziu un soțit de fiică și ginere, sau pe amândoi împreună, venea să o viziteze pe șuroca la cimitirul de la țară. Stătea lângă mormânt pe o bancă și mișca fără zgomot buzele, vorbind cu fotografia soției sale iubite. Pune-mă aici, lângă mama ta", i-a spus el odată Tatianei. Și ea, după moartea tatălui, i-a îndeplinit dorința. În fiecare an, părinții veneau într-o zi să viziteze mormintele, să le îngrijească, să vopsească gardul sau să înnoiască fotografiile. Când Galina a crescut, a început să meargă cu ei. Și uneori intra în biserică să se salute cu preotul ei cunoscut. Nu am reușit să te aduc la Dumnezeu, se plângea el. Dar înaintea ta este o viață întreagă, poate că se va întâmpla totuși. Voi ruga să se întâmple asta în viața mea. Galina zâmbea, se interesa de sănătate, de viața satului, dar niciodată de slujirea tatălui Andrei. În vremea când bunicul Simion s-a mutat să trăiască în oraș, în noul său apartament, Galina și-a amintit bine. În primul rând, pentru că noua locuință se afla într-un alt cartier și fetița a trebuit să schimbe școala, lăsând-o pe Angelica și pe Dimacu Samboiști în trecut. La început a crezut că va veni des în vizită, dar deja după un an comunicarea a încetat. Desigur, și Galina nu a mers la nicio secție de sambo pentru fete. A avut noi interese și prieteni și pur și simplu a uitat de dorința ei veche. Și doar uneori, când la televizorul local se transmiteau știri despre sport, Galina se așeza lângă bunicul și tatăl ei pentru a asculta știrile. Poate vor spune ceva despre băieții luptători cu care a sărbătorit 10 ani. Odată, după 3 ani, sau poate 5, Galina a auzit că echipa regională de sambo pentru tineri, sub conducerea antrenorului principal Rasul Rutiunovici, a câștigat campionatul național. Dar nu au spus nimic despre componența echipei în știri, iar Galina a rămas doar să sper că Dima, până atunci, nu a renunțat la sport și a fost și el printre campioni. Femeia a stat pe cimitir, apoi s-a întors și a mers spre sat. A încetinit puțin pasul lângă un gard înalt, de 2,5 sau chiar 3 metri, care acum înconjura terenul și casa, care cândva au aparținut familiei ei. Totuși, Galina se îndoia că mai există acea casă. Cumpărătorul a spus imediat că o ia pentru teren și plănuiește să construiască o vilă aici, iar toate clădirile inutile le va dărâma. Dar lângă gard încă mai creștea bradul acela, pe crengile căruia bunicul Simion a construit cândva leagăn pentru nepoata lui Mică. Și femeia spera că, poate, și alte copaci care și-aminteau de cei dragi ai ei au rămas pe acest petic de pământ. În sat nu era obișnuit să se construiască astfel de garduri înalte. Toți trăiau deschis, comunicând între ei printr-un gard rar de un metru, și toți aveau la vedere atât recolta bogată, cât și noile decorațiuni ale verandei. Dar timpurile s-au schimbat, oamenii, iar odată cu ei și satul însuși. Mulți și-au vândut casele și s-au mutat în oraș în căutarea unei vieți confortabile. Iar noi proprietari, cei pe care înainte îi numeau disprețuitori dăci, își construiau locuințele și gardurile conform noilor tendințe ale vremii, închizându-se de ceilalți. În schimb, drumul a fost asfaltat, iar galina s-a uitat la picioarele ei. În trecut, pe deniveleri se putea merge doar cu căruța sau bicicleta. Pe marginea gardurilor stăteau mașini strălucitoare cu caroserii noi ale actualilor locuitori ai satului. Galina a trecut pe lângă câteva case și a văzut, dincolo de un gard, cupola bisericii cu crucea. Interesant! Este tatăl Andrei acolo? Mă voi duce, cred! Pentru prima dată după mult timp, a decis să-l viziteze pe preotul cunoscut. Biserica strălucea cu vopsea albă proaspăt aplicată, era și ea înconjurată. Gardul din fier forjat de un verde închis nu atrăgea atenția și permitea să se vadă tot ce se afla pe teritoriul bisericii. Acolo erau bănci, un panou informativ și chiar un tobogan mic pentru copii. Și doar ușile grele din stejar au rămas la fel ca în amintirile femeii. Galina a cumpărat lumânări din magazin și a mers să le pună pentru odihna bunicii și bunicului. Nu, ea încă nu credea în Dumnezeu, dar așa era tradiția. În spatele ei, spre magazin, a trecut preotul. Galina s-a întors și s-a uitat mai atent. Tatăl Andrei, slujitorul, s-a îngrășat și a rămas aproape chel, dar nu mai era nicio îndoială că acesta era el. Da, bărbatul s-a întors. Bună ziua! Nu mă recunoști? Eu sunt Galina. Galina Poliacova, nepoata Alexandrei Petrovna și a lui Simion Moiseevici. Galinca? Nu te-aș fi recunoscut niciodată. Uite ce frumoasă ai crescut! Ai venit la biserică? Da, am venit să pun lumânări pentru odihnă. Și bine ai făcut. E un lucru bun. Scuză-mă, Acum sunt puțin ocupat. Dar aș vrea să vorbesc cu tine despre viață, despre familie. Ai timp? Femeia s-a uitat la ceas. Da, trenul electric doar seara. Așa că e perfect. Hai să te conduc în trapeză. Așteaptă-mă acolo. Mă voi elibera în jumătate de oră și voi veni. Poate chiar mai repede. Era după amiază, soarele strălucea prin fereastră, iar conversația curgea încet între cei doi oameni care nu s-au mai văzut de mult. Tatăl Andrei se plângea cât de greu a devenit să țină slujbe. Nu, să nu crezi. Numărul enoriașilor a crescut chiar. Dar sunt ei. Nu știu. Nu cred în credința lor. O tautologie de asta. Nici nu pot explica de ce. Tu mereu mi-ai spus sincer. Nu pot să cred. Încerc, dar nu pot. Și știi, eu am acceptat asta. Apoi văd. Astăzi ai venit la cimitir. Ai vorbit cu bunica și bunicul. Ei bine, desigur, cum altfel? Asta înseamnă că totuși crezi, chiar dacă nu în mod canonic. Iar noi locuitori vin. Se pare că respectă toate ritualurile și la sărbătoare stau toată noaptea și își aduc copiii mici la împărtășanie. Dar eu nu cred în ei. Totul pare a fi o farsă. De parcă ar spune, uitați-vă, cât de progresivi suntem. Dar nu au credință. S-au închis de ceilalți oameni cu garduri. Iar Isus ce a chemat? Să-i iubim pe ceilalți, nu să ne ascundem de ei. Sau poate că am îmbătrânit. Cum se spune, înainte păreau și copaci mai înalți, și iarba mai verde, și oamenii mai buni. Ei bine, ți-am spus durerea mea, dar cum trăiești tu? Ei bine, totul este bine la mine, tată Andrei, nu am de ce să mă plâng. Părinții sunt în viață, sănătatea, desigur, mai dă semne, dar au și ei o vârstă. Am muncă, suficiență, totul fără turbulențe. Minunat! Dar ai familie, copii? Nu, a clătinat din cap Galina. De ce așa? Nu a fost să fie. Fie că nu am găsit persoana potrivită, fie că am ratat cândva. Dar am decis că, dacă nu este soarta, voi trăi așa cum se poate. Voi fi bucuroasă de schimbări, dar dacă nu vor fi, accept asta. Și spui că nu crezi. Dar asta este smerenia creștină. Ai prieteni? Ei bine, ca prieteni, da. Am prietene, cunoștințe, da, am. Dar nu am rămas cu nimeni pentru toată viața. Cine a dispărut în vremuri dificile, cu cine am pierdut legătura, cineva a plecat departe. Dar ce știi despre samboiști? Nu, de unde? A ridicat femeia din umeri. Ei bine, îți voi povesti. Rasul, de fapt, nu mai antrenează de vreo 10 ani. A plecat la rude și acum locuiește în Armenia. Dar atunci a făcut din echipa sa campioni. Da, îmi amintesc, am auzit odată la știri. Exact. Apoi toți băieții au părăsit sportul. Unii au devenit bandiți, alții muncitori. Uneori cineva mă vizitează, îmi transmite salutări de la antrenor. Există chiar și cei care au urmat pașii lui, antrenează și ei copii. Spunem dacă vrei să te întâlnești cu ei. O voi organiza imediat. Da, nu mă deranjează. Doar că își vor aminti de mine? Galina a ridicat din numeri. Dar despre ce am vorbit? Au trecut atâția ani. 20, poate chiar 25. După plimbarea prin sat și conversația cu preotul, Galina, întorcându-se acasă cu trenul electric, simțea oarecare liniște. Nu degeaba a mers, zâmbea în interior. Și-a vizitat bunicul și bunica și și-a amintit de copilărie. Data viitoare în sat, Galina s-a trezit, fără să vrea, de sărbătoarea acoperământului. Zăpada începea să cadă, iar vântul rece de iarnă bătea, când Tatiana Simionovna a rugat-o pe fiică să meargă împreună cu ea la mormintele părinților. Mamă, acolo este totul în regulă. A încercat să o convingă fiica. Nu au trecut nici două luni de când am fost la ei, iar tu ai picioarele bolnave. Dar mama a fost hotărâtă. Voia să viziteze satul înainte ca zăpada să cadă pe pământ. De la stație până la cimitir au luat un taxi pentru a nu-i agrava suplimentar articulațiile femeii în vârstă. Tatiana Simionovna a stat pe o bancă lângă morminte, iar Galina se uita la mama ei, stând mai departe. Exact ca bunicul Sema, s-a gândit fiica și s-a speriat de acest gând. Apoi mama a cerut să intre în biserică și, încet, odihnindu-se pe trepte, a urcat spre ușile de stejar. Tatiana a dus-o pe mama înăuntru, a salutat pe tatăl Andrei și a ieșit să respire aerul rece. Pe trepte stătea un bărbat, tot strâmb, cu capul tremurând, înfășurat în ceea ce se pare i-au dat în parohie. Pe orice avea o căciulă tricotată, probabil de femeie, iar fața lui avea un aspect atât de smerit în această zi rece, încât Galina a încălcat propriile reguli, a scos din portofel toate monedele pe care le avea și le-a dat bărbatului în mână. Mulțumesc, doamnă, a spus străinul, scoțându-și mănușa de pe mână și căciula de pe cap și privindu pe femeie cu ochii să-i deschiși, gri care dintr-un motiv are care i s-au părut galinei cunoscuți. Să te răsplătească domnul pentru mila ta! Mulțumesc, dar mai bine să-ți dăruiască sânge și hrană. Galina a zâmbit, mirându-se de tăria vocii, care nu corespundea deloc aspectului și calmului privirii cerșetorului, și s-a grăbit spre mama ei, care ieșea din biserică, având dificultăți să țină ușa de stejar. După călătorie, noaptea, reumatismul Tatianei Simionovne s-a agravat, iar Galina, injectându-i mamei un analgezic, a chemat dimineața medicul de la policlinică. Dar de ce nu am convins-o să rămână acasă? Se certa fiica. Vremea este rece, mama merge încet. S-a transpirat din efort, apoi s-a răcit în timp ce se odihnea. Și iată, te rog, și-a răcit spatele. Sunetul telefonului de la asistenta de la recepție s-a auzit la începutul orei 9 dimineața. Galina, care a avut o noapte grea cu mama bolnavă, s-a trezit cu greu și a ridicat receptorul. La acel capăt, i-au confirmat sosirea medicului și i-au spus să aștepte pe parcursul zilei. Galina a suspinat. Era o practică obișnuită. Dacă situația nu necesita ajutor de urgență, medicul trebuia așteptat mult timp, iar în perioada de vârfa bolilor, uneori chiar câteva zile. Dar acum, pragul epidemic era la un nivel scăzut, iar Galina spera că medicul totuși va ajunge la ei astăzi. Nu așa își planificase să-și petreacă singura zi liberă rămasă în săptămână, dar nu avea ce face. Aproape de ora 11, s-a auzit soneria ușii. Wow! Cât de repede! S-a gândit Galina și a mers să deschidă. Pe prag stătea un bărbat necunoscut, îmbrăcat într-o haină scumpă, evident făcută pe comandă, cu o tunsoare de model și un portofel subțire în mână. Femeia a coborât involuntar privirea și a văzut pantofii lustruți, pe care nu era nicio pată. A venit cu mașina? S-a mirat Galina și a întrebat. Ești medic? Și cum arată? A zâmbit bărbatul, iar gospodina a observat ochii lui de un griver de deschis. Galina a încercat să-și amintească unde i-a văzut. Nu, nu prea. Ei bine, eu nu sunt medic. Nu mai recunoscut. Galina? Nu. Galina l-a examinat din nou pe oaspete. Nimic la el, în afară de ochi, nu era cunoscut, dar nici aceștia nu puteau oferi un indiciu despre unde s-ar fi întâlnit cu acest privire. Oare m-am schimbat atât de mult? Dima, Iorz, colegul tău de clasă, ar trebui să-ți amintești. Galina nu-i venea să-și creadă ochilor și nu putea găsi mai multe cuvinte. Pot să intru? A întrebat cu prudență interlocutorul. Galina a ieșit din starea de șoc. Bineînțeles. A deschis ușa, iar oaspetele a intrat în apartament. Galina, cine e acolo? Medic? S-a auzit vocea mamei din cameră. Nu, mămică, e la mine. Dar medicul va veni și el în curând. Nu te îngrijora. A, ah, ce? Mama s-a îmbolnăvit? a întrebat Dima. E puțin, nu e nimic grav. Dar intră. Îmi pare rău. Vizita ta a fost complet neașteptată. Descalță-te. Intră, stai puțin, povestești despre tine. Uite-te la tine. Și cum ai aflat adresa mea? Vechiul prieten și-a pus portofelul subțire pe raft, mai mult asemănător cu un dosar, și-a agățat haina și șarfa de cașmir pe umeraș și-a mers în direcția pe care Galina i-a arătat-o spre bucătărie. Mama lui Dima era foarte supărată că fiul ei a început să practice sambo. "Luptele opresc creșterea", spunea ea. "Dar tu oricum ești mic. Dar eu mă voi agăța de bara de tracțiune, așa că mă voi întinde", îi contrazicea copilul argumentele. "Cum așa? Dacă totul ar fi atât de simplu. Când Rasul Arutiunovic i-a permis lui Dima să se antreneze, i-a spus mai întâi: "Vom lucra la înălțimea ta. În lupte, desigur, nu este principalul. Totuși" Nu este basket, dar ți-ar fi bine să concurezi în categoria medie, nu în greutatea mică. Hai să încercăm să facem ceva cu asta! Și antrenorul a început să-l pună pe băiat să facă exerciții de întindere și rezistență. Deși Dima a cerut, tehnicile de luptă ocupau un timp minim în antrenamentele sale, iar restul timpului îl petrecea pe bicicleta staționară, bara de tracțiune și banda de alergare. Rasul la nu a forțat evenimentele, sperând că în perioada pubertății așa cum se întâmplă de obicei, băiatul se va ridica la nivelul mediu al colegilor săi. Și nu s-a înșelat. În clasa a șasea, diferența de înălțime a băiatului față de colegii săi era deja barela la vizibilă, iar în clasa a opta stătea în mijlocul rândului, reușind să-i depășească pe mai mult de jumătate dintre colegii săi. Atunci antrenorul a început să-i ofere adolescentului o adevărată sarcină de luptă și se bucura de succesele elevului său. Atunci s-a oprit la un pas de podium, iar antrenorul a înțeles că a venit timpul să lucreze mai mult la psihologia meciurilor, nu la perfecționarea fizică. Dima era un material maleabil, care absorbea cu recunoștință toate noutățile care îi se ofereau. Înainte de liceu, băiatul era mai des la antrenamente, competiții și cantonamente decât acasă. Și în clasa a 9 a 10 s-a transferat la o școală sportivă de cealaltă parte a orașului. Pe de o parte, se simțea supărat că trebuia să-și lase primul antrenor, dar rasul Arutiunovic a spus, Așa este soarta antrenorilor. Ia toate medaliile de sambo pentru care vei lupta, și aceasta va fi cea mai bună recompensă pentru mine. Și Dima, amintindu-și de învățăturile lui, s-a străduit să nu-și dezamăgească primul antrenor. După terminarea școlii, când a venit vremea să-și aleagă calea, Dima a spus, spre surprinderea tuturor colegilor săi din echipă și chiar a mamei, că își oprește cariera de sportiv. Mă chinuie deja acum accidentările. Încă câțiva ani și nu voi putea concura iar toți banii câștigați vor merge doar pe recuperare. Așa că trebuie să obțin o profesie serioasă. A luat documentele și s-a înscris la Institutul de Teatru. De altfel, a trecut toate etapele fără nicio intare. Dima, înțeleg totul, dar tu ai spus despre o profesie serioasă. De ce teatru? Îl întreba mama, iar el nici el nu putea explica de ce l-a apucat. Tânărul se uita uneori la actor gândindu-se, oare aș putea face așa? Și, se pare, această întrebare a devenit motorul său. La sfârșitul celui de-al treilea an, avea deja câteva roluri. Când, la fel de neașteptat pentru cadrele didactice, a luat documentele din institut. Nu mi pot imagina că voi ieși pe scenă toată viața. A explicat el însuși și celor din jur și a început de la zero căutările căi sale în viață. A încercat să vândă apartamente. I-a plăcut venitul, dar munca nu prea. A renunțat și a început să lucreze la televiziune ca comentator sportiv. Din cauza stresului și a programului haotic, s-a dezamăgit rapid și a demisionat. Apoi, unul dintre foștii colegi de clasă de la școala sportivă l-a invitat să participe la organizarea unui show de sport extrem. Și aceasta s-a dovedit a fi pe placul băiatului. A înțeles rapid toate nuanțele muncii și cerințele pentru organizare. L-au ajutat și cunoștințele teatrale, și pregătirea sportivă. Organizatorii proiectului, văzând abilitățile lui Dima, l-au invitat și la un alt proiect devenind deja organizator principal. Iar după ce a avut succes cu al doilea show, tânărul s-a gândit de ce să nu încerce să organizeze ceva similar singur. A găsit un tânăr scriitor talentat. A lucrat cu el la scenariu, apoi a reactivat vechile cunoștințe și a invitat sportivi cunoscuți pentru demonstrații, negociind în același timp închirierea locației. Aici l-a ajutat experiența de agent imobiliar. Așa că toate aceste căi aparent diferite l-au condus pe tânăr la munca sa preferată a organizat o agenție pentru desfășurarea evenimentelor sportive și a show -urilor. După cinci ani, agenția Dinamite avea cele mai mari tarife, dar și nivelul producțiilor depășea cu câteva capete pe ceilalți concurenți. Directorul general, care era și proprietar, dormea pe furș, era aproape tot timpul la muncă și a uitat ce înseamnă concediu. Dar a reușit, împreună cu creația sa, să ajungă la nivel internațional. În tot acest timp, în care Dimaș dezvolta afacerea, a reușit să se căsătorească, să aibă un fiu și să divorțeze. Fosta lui soție a plecat pe celălalt capăt al lumii, luând copilul cu ea. Oricum, nu ești acasă. Ce diferență face unde vom trăi, aici sau acolo? La început, Dima venea la copil odată la 3-4 luni, apoi o dată pe an, dar în curând a realizat că nu mai era așteptat, iar mama băiatului și-a găsit un nou partener. Atunci Dima a decis să-i lase în pace și să se concentreze pe dezvoltarea afacerii. În paralel, a creat un holding mare care acum nu se ocupa doar cu organizarea de show-uri, ci avea și câteva canale de televiziune proprii, o agenție de publicitate și un marketplace, a căror creare abia începea să se dezvolte. Dima nu mai calcula de mult averea sa, orientându-se doar după rapoartele directorului financiar și râzând de publicațiile Forbes referitoare la veniturile sale. Dar de unde iau acele cifre? Din tavan, poate? Nimeni nu mi-a pus vreodată o întrebare. Desigur, nu le-aș fi răspuns. Dar totuși, Sergei Alexandrovici, te rog, verifică încă o dată toți angajații din biroul central. Poate cineva scurge informații? Spionajul industrial nu a fost anulat niciodată. Anii au trecut, iar în fața ochilor lui Dima Vladimirovici se derulau doar rapoartele, transmisiile și rețeaua logistică în expansiune, împreună cu propria companie de transport, creată pentru nevoile marketplace-ului în expansiune rapidă. Tânăra sa secretară, care dorea evident să înceapă o relație cu șeful, îl programa din ce în ce mai des pentru controle medicale și, de asemenea, anula constant aceste programări. Marina, ce prostie e asta! Nu am timp să mă ocup de asta! Sunt sportiv, chiar dacă fost. Mă simt excelent! Dima Vladimirovici, dar dacă se întâmplă ceva? Cine va conduce holdingul dumneavoastră? Când îți vei lua o soție, atunci să se îngrijoreze de asta, iar până atunci mă ocup eu. Nu, mulțumesc, nu am de gând să mă căsătoresc din nou. Dima o observa pe fată, gândindu-se dacă să înceapă o relație cu ea, dar de fiecare dată se oprea, prevăzând toate dificultățile unui astfel de pas. Apoi ea va dori mai mult. Va trebui să caut o nouă asistentă. Vor începe geloziile, scandalurile, apoi divorțul. Ea va cere o parte din bunuri. De ce mi-ar trebui toate acestea? Dima era cunoscut pentru că știa să calculeze bine consecințele planurilor sale și în acest caz, nu merita efortul. Dar a venit ziua când a simțit o ușoară indispoziție și a rămas acasă. Șeful a sunat-o pe Marina și a avertizat-o să înlocuiască întâlnirile față în față cu online. Secretara a început să îndeplinească sarcinile, iar în jurul prânzului, în fundalul video al apartamentului în care locuia Dima în acel moment, s-a auzit un apel. Telemedicina a apărut pe ecran. Dima a activat camera. Dima Vladimirovici, analizele dumneavoastră nu sunt foarte bune. Nu vreau să fac presupuneri premature, dar ar trebui să veniți mâine dimineață la clinică. Fața medicului de pe ecran părea îngrijorată. Doctor, înțelegeți că nu am deloc timp. Poate luați din nou analize? Poate a fost o greșeală? Am verificat totul. A venit vremea să te oprești și să te îngrijorezi de sănătatea ta. Te aștept la 8 și 30. Dima a suspinat greu și a chemat șoferul. Alexei, trebuie să merg la clinică mâine la 8 și 30. Bine, te aștept acasă la 8. Dima Vladimirovici, știu cât de valoros este timpul dumneavoastră, dar trebuie să faceți investigația. Vom încerca să terminăm cât mai repede. Medicii l-au întâmpinat pe Dima la intrarea în clinică. După trei ore, diagnosticul verificat de mai multe ori a fost confirmat, iar Marina deja suna în Germania pentru a aranja o intervenție chirurgicală și recuperarea ulterioară a șefului. Dima a fost conectat aproape tot timpul tratamentului său, cu excepția momentelor în care era sub anestezie. A dezvoltat foarte repede un sistem de acțiuni în cazul unui rezultat nefavorabil. De data aceasta ai avut noroc, a zâmbit medicul, verificând biopsia de control și ultimele analize. Dar nu există nicio garanție că va fi la fel și data viitoare. E timpul să-ți revizuiești atitudinea față de viață și să înceți să ai grijă de tine. În timpul în care Dima a stat în spital și s-a tratat intens, a reflectat mult asupra a ceea ce i s-a întâmplat. La început a fost supărare și neînțelegere. De ce? Apoi a fost negocierea. Dacă fac așa, poate va funcționa? Apoi a apărut înțelegerea că, probabil, totul s-a întâmplat nu în zadar, tocmai acum. Ce? Poate fi un semnal. Munca este minunată, dar trebuie să ne gândim și la suflet. Dar dacă boala revine? Dacă data viitoare nu voi avea noroc? Mie nu -mi va păsa, dar oamenii au copii familii și datorită mie au un venit stabil, iar dacă le iau asta? Primul lucru pe care l-a făcut după ce a revenit la muncă a fost să meargă la Departamentul de Resurse Umane și să ceară informații despre concediile nefolosite ale angajaților din biroul central. După ce a analizat aceste informații, a ordonat practic să trimită câțiva angajați în concediu, plătindu-le, în afară de concediul legal, și prime. După aceea, a început să acorde mai multă atenție relațiilor pozitive în colectivele subdiviziunilor, oprind bârfele și concediind fără milă bârfeții și plângăcioșii. Conform sondajelor unui resurs popular, holdingul a urcat în primele zece dintre angajatorii Doriti. Bine, a zâmbit mulțumit Dima, iar acum pot să mă gândesc și la suflet. De mult timp trimitea bani în fonduri caritabile, dar nu se mința, înțelegând că mai degrabă este o scutire fiscală decât o dorință de a face bine. Cât a încercat să schimbe această tendință, nimic nu-i venea în minte. Și când era pe punctul de a se descuraja complet, Deodată s-a trezit noaptea, visând la o biserică. Dima stătea cu ochii deschiși și încerca să-și amintească unde a văzut acest templu. Bărbatul își răsfoia amintirile din copilărie, când și-a amintit brusc de fetița Galina, de satul în care au mers cu prima sa echipă de sambo și de preotul acelei biserici, un bun prieten al lui Rasul Arutiunovic. Templul avea nevoie de reparații, a observat Dima imediat, când s-a apropiat de el împreună cu primul său antrenor. Părintele Andrei l-a întâmpinat pe prietenul său și pe elevul său cu pâine și sare, l-a condus în sala de mese și l-a servit cu produse de patiserie și cvas. Rasul discuta cu preotul, povestindu-i despre viața din altă țară, întrebându-le cum stau lucrurile în sat. Da, totul este bine, zâmbea părintele Andrei. Un lucru mă întristează, locuitorii noi din sat nu sunt săraci. Vin des la biserică, dar nu arată dorința de a ajuta la repararea ei. Donațiile nu sunt atât de multe. Rasul a aruncat o privire semnificativă către Dima. Acesta a dat din cap. Pot ajuta. Preotul l-a privit cu atenție pe bărbatul pe care îl ținea minte doar ca pe un băiețel. Mulțumire pentru orice sumă. Numai că pot plăti pentru bine doar cu o rugăciune. Și nu trebuie să plătești. Voi angaja pur și simplu oameni care vor face reparațiile și vor repara cupola. Ne-am înțeles? Se pare că nu degeaba te-a adus rasul în tabără cu mulți ani în urmă. Mergi la biserică? Nu, a dat din cap Dima. Nu am avut timp și nici nu cred prea mult. Și ce s-a întâmplat atunci? Ei bine, este o poveste lungă. La Dumnezeu sunt multe nopți, povestește. Da, Dima, a susținut rasul. De asemenea, vreau să ascult și eu. Bărbatul a început să povestească cu oarecare jenă cum a alergat de la o activitate la alta, cum a găsit din întâmplare nișa lui, cum a muncit fără să-și lase timp pentru sine și a pierdut familia iar apoi și sănătatea. După tratament, a încercat să facă bine în afacerea lui, iar apoi a visat biserica. Căile Domnului sunt neînțelese, s-a făcut cruce părintele Andrei. Așadar, nu degeaba ai venit aici. Îți voi accepta ajutorul și voi ruga pentru bunăstarea ta sufletească. Oamenii sunt judecați după faptele lor, iar faptul că l-ai adus pe rasul la mine este foarte bine. Poate că rasul arutenovici ar putea să rămână puțin aici, cât durează reparația s-a uitat din mala la primul antrenor. Ca un supervizor, așa să spunem. Căci eu nu pot fi prezent tot timpul, iar un om de știință nu ar strica să supravegheze echipa de reparații. Până la sfârșitul verii, biserica strălucea cu vopsea albă proaspăt aplicată, cupola fusese reparată și curățată. Treptele care duceau la ușile de stejar au fost refăcute cu beton nou, iar ușile în sele au fost restaurate. Când fostul antrenor i-a spus lui Dima că reparația s-a terminat, acesta a venit să vadă ce a ieșit. Foarte bine, a evaluat el rezultatul Acum va fi mai ușor să urci aici cu balustreit Iar intrarea în clădirea frumoasă este plăcută Ei bine, intră, l-a invitat preotul Dar eu nici măcar nu știu să mă închin Asta nu contează Nu te chem să te rogi Te invit pur și simplu în biserică Uită-te cum s-a schimbat totul în interior Acum este luminos Funinginea de la lumânări a dispărut Nu știu câți oameni vor observa asta dar este suficient că Domnul vede, iar eu sunt slujitorul lui. În plus, față de reparația bisericii, Dima a dispus ca în casa preotului să fie adusă apă și canalizare. Anul acesta nu vom reuși, dar în sezonul următor îți voi pune și un cazan, s-a entuziasmat Dima, în loc de sobă. Ei bine, nu, a protestat preotul. Sobă este un membru al familiei, ceva atât de familiar. Poate că ar trebui să curățăm coșul de fum sau să renovăm vasele. Dar nu am nevoie de niciun cazan. Cei trei bărbați stăteau în camera mare a casei părintelui Andrei, beau bere și discutau despre trecut și prezent. Uite, Dima, pare că ești un om gospodăresc, ai resurse considerabile, îți place ordinea în toate. Dar explică-mi, de ce nu ai familie? Rasul, puțin băut, a început să-l întrebe pe fostul său protejat. Eu am soție, trei copii, deja nepoți, iar tu ești tot singur. Ce nu este în regulă? Odată ars de lapte, suflă și în apă, a zâmbit interlocutorul. După ce fosta a fugit de mine în cealaltă parte a lumii, acum mă tem să-mi fac o familie. Așa că te-ai făcut călugăr? S-a mirat părintele Andrei. Nu, desigur. Am femei în viața mea, dar eu înțeleg că toate vor ceva de la mine. Le plac nu eu, ci holdingul meu, asigurarea mea. Și cu cât trece timpul, cu atât mă afund mai mult în asta. Poate că există femei bune, dar eu nu mai cred în ele. E, yeah. nu, așa nu se poate trăi, i-a spus starețul. Ce a spus domnul? Iubește-ți aproapele și tu te ferești de oameni. Tu ai spus că ai fost bolnav și știi ce vindecă cel mai bine? O suflet pereche lângă tine, nu banii tăi și secretarele tale. Dar unde să găsesc o astfel de suflet? Privește atent în jur. Nu așa cum faci acum, ci cu sufletul. Poate că vei vedea ceva. Uite, pe prispă stau mulți nevoiași. Uneori vorbesc cu ei și înțeleg că înțeleg mai mult despre viață decât mine. Și pe cei care le dau milostenie îi văd ca printr-un raze X. Și ce, le propui să nu stea? Să învețe să înțeleagă oamenii? De ce nu? S-a agitat rasul. Te grăbești tot timpul, faci ceva, dar pur și simplu așează-te și respiră. Privește la oamenii care trec pe lângă tine, la cei care intră în biserică și ți întind, poate? O monedă care nu le-ar fi de prisos. Îți amintești cum este să numeri mărunțișul pentru a avea suficient pentru pâine și apoi să împărtășești asta cu altcineva? Dar ce-ți povestesc eu? Crezi că poți renunța la confortul tău pentru asta? Ah! ne-a prins mlaștina bunăstării. Această conversație nu ieșea din capul lui Dima. Se gândea la cum să procedeze. Apoi a reflectat. Dar antrenorul are dreptate. Mă tem să renunț la bunăstare. Poate că merită să încerc? Mă întreb dacă voi putea? Dima a luat concediu și a cerut părintelui Andrei câteva lucruri pe care înoria și le lăsau pentru cei nevoiași. Concediul era doar un nume. Totuși, trebuia să fie mereu conectat, iar Dima a stabilit un program. S-a mutat la preot, de două ori pe zi, la slujba de dimineață și seară, se așeza pe prispă și cerea milostenie. Apoi, când fluxul de vizitatori devenea mic, pleca la muncă. Bărbatului îi plăcea această dublă personalitate. Totuși, talentul său actoricesc nu dispăruse, ci era adânc ascuns în interior. Cu fiecare ieșire pe treptele bisericii, Dima simțea din ce în ce mai multă plăcere. Te distres? A zâmbit în barbă preotul când Dima i-a turnat toată milostenia în donație. Nu, câștig un ban în plus, a râs bărbatul în răspuns. Dima a fost atât de încântat de noua sa activitate, încât după concediu s-a mutat să locuiască în sat. La holdingul său venea o dată sau de două ori pe săptămână și atunci rămânea să doarmă în apartamente, dar a observat că sufletul său tângea să fie mai aproape de natură și, cum nu se poate mai ciudat, pe treptele bisericii. Și eu am întâlnit-o astăzi pe vechea ta cunoscută, a spus părintele Andrei la cină, când Dima s-a întors din oraș. Era chiar acea zi când prezența lui în biroul principal era necesară. Pe cine? S-a mirat Dima. Pe prietena ta din școală, Galina Poliacova. Îți amintești de ea? Pe Galina? Desigur. Ce căuta ea aici? Da, am băut ceai împreună în sala de mese. Da, am vorbit despre viață. A venit la mormintele bunicii și bunicului. Și cum îi merge? Spune că totul este bine. Dar vine rar în vizită. Mama este bolnavă. Tata este, de asemenea, bolnav. În principal, trăiește în sanatorii. Uneori o iau acasă. Asta e tot. Și familia, Copiii? Nu, a spus că nu a fost. Și acum pare că este prea târziu. Prea târziu? Nu a împlinit încă 40 de ani. Dar nici tu nu ai împlinit și ești tot singur. Ei bine, da, da. Ah, îmi pare rău, părintele Andrei, că nu ne-am întâlnit. Se pare că nu a venit încă vremea întâlnirii voastre. Aproape de mijlocul toamnei, era deja fric să stai pe trepte, iar părintele Andrei îl îndemna pe Dima să renunțe la experimentul său social. Nu înțelegi. Parcă aș fi pe o scenă de teatru. Mă bucur de asta. De ce să nu înțeleg? Chiar înțeleg. Dar ai grijă să nu te aduc aceste reprezentații la o nouă răceală. Te avertizez? Nu. Te previn. Bine, voi mai sta până la acoperământ, apoi voi strânge lucrurile și vă voi elibera de prezența mea. Te-ai supărat? Nu. Glumesc. Trebuie să mă mut cu adevărat în oraș pentru iarnă, căci va fi o idee proastă să plec pe zăpadă de aici. Așa este. Poate că acolo, pe timpul iernii, îți vei găsi pe cineva? Căci aici, cu mine, îți petreci zilele ca un bufniță. Nu doar cu tine, părintele Andrei, ci cu toți enoriașii, i-a făcut cu ochiul dima preotului. Numai că deocamdată nu este de folos. Cum nu? Câte donații ți-am strâns? Mie mi este de folos, dar ție nu. Ți-am spus că mă amintesc de cariera mea de actor. Oh, și ce demagog! doar ca să se contrazică. Părintele Andrei a dat din mână, i-a urat interlocutorului noapte bună și a plecat în camera lui. Pe 14 octombrie, fulgii de zăpadă rarefiți, purtați de vântul rece din nord, zburau. Dima a așteptat sfârșitul slujbei pentru a pleca, când a observat o femeie care o ajuta cu greu pe o bătrână să urce treptele. În cele din urmă, au dispărut în spatele ușilor bisericii. În curând, cea mai tânără a ieșit și a scos baticul de pe cap și a privit în sus. Apoi s-a întors și l-a văzut pe Dima, care se străduia să pară cerșetor. Și a tras pălăria mai adânc pe cap și a început să tremure și mai tare. Femeia s-a apropiat, a scos portofelul și a turnat toată mărunțișul direct în mână. Bărbatul a ridicat privirea către ea. Galina i-a trecut prin minte. Nu se poate! Dima a răsuflat greu și a dat jos pălăria și a spus încet. Mulțumesc! Ea i-a urat tot ce este mai bun și s-a întors spre intrare, de unde apărea deja bătrână. Dima nu avea nicio îndoială că aceasta era fosta lui colegă de clasă împreună cu mama ei. Cum o chema pe mama ei? S-a gândit el. Ah! Mătușa Tatiana! Ce întâlnire! Dar ea nu m-a recunoscut. A tras din nou pălăria pe cap și a așteptat să se împrăștie în oria și după slujbă. Dima i-a povestit preotului despre întâlnire, iar acesta a confirmat că Tatiana Simionovna a intrat în biserică cu fiica ei. Dima, auzind confirmarea, a început să se pregătească. Unde te duci, pe întuneric? S-a mirat gazda. Dar ți-am spus că voi fi aici până la acoperământ, apoi voi pleca. Credeam că nu atât de repede. Nu, părintele Andrei, am o întâlnire importantă care a apărut brusc mâine. Trebuie să mă pun în ordine. M-am obișnuit deja aici. Va trebui să mă reîntorc la stilul meu de viață anterior. Îmi pare rău să mă despart, dar înțeleg și accept. Fiecare dintre noi are treaba lui. Nu uita. Vino aici. Poate că ne vom vedea de Crăciun? E prea devreme să fac planuri. Dar mulțumesc. Voi încerca. Bărbații s-au despărțit călduros, iar Dima a plecat înapoi în oraș cu șoferul care a venit pentru întuneric. Dar noi ne-am văzut doar ieri, a spus Dima, sorbind din ceaiul aromat pe care l-a turnat fosta lui colegă de clasă. Nu se poate, mai confundat cu cineva. Eu nici măcar nu am fost în oraș ieri. Am fost cu mama în sat la cimitir. Acolo ne-am văzut. Însat? Ce spui? M-aș fi amintit de tine. Serios? Dar dacă așa e?" Dima a scos din portofel o pălărie de lână uzată și și-a tras-o pe ochi. Apoi a început să tremure ușor. Galina nu și-a putut crede ochilor. În fața ei stătea clar același cerșetor de pe prispă, căruia i-a dat milostenie. De aceea mi s-au părut cunoscute aceste ochi. A realizat ea. Deci, nu am înțeles. Ești actor? Ieri acolo cerșetor." astăzi aici în acest fel. Și cu furată acum e atât de modernă. Ei bine, dacă ai bani, poți să te tunzi oricând, chiar și noaptea. Și ca să răspund la întrebarea ta, nu, nu sunt actor. Cândva am studiat trei ani la teatru, dar am realizat că nu voi putea face asta toată viața. Deși uneori îmi folosesc abilitățile fără îndoială. De exemplu, ca în acest caz. Și cum ai găsit adresa mea? De ce nu mi-ai spus ieri totul? Nu am fost sigur că ești tu. Apoi, părintele Andrei mi-a confirmat. Am decis să mă întâlnesc cu o prietenă din copilărie. Și găsirea adresei este foarte simplă. Sunt la șeful serviciului de securitate, iar el îmi dă toate informațiile: adresa de acasă, adresa de muncă, telefon și chiar e-mail. Șeful de securitate a repetat-o cu uimire, Galina. În acel moment a sunat telefonul la ușă. Probabil că este doctorul. Femeia s-a ridicat și a mers să deschidă l-a condus pe doctor la mama ei, acesta i-a făcut o injecție cu medicamentul dureros, i-a dat o rețetă și a plecat. Atunci Dima a intrat în cameră. Mama, nu-ți amintești? Probabil. Acesta este colegul meu Dima? Am sărbătorit împreună cu el aniversarea mea de 10 ani în sat, a răspuns Galina la privirea întrebată a mamei. Ah, așa! A zâmbit Tatiana Simionovna. Ce plăcut să te văd! Nu te-aș fi recunoscut dacă te-aș fi întâlnit. Mama, eu nici măcar nu l-am recunoscut. Ei bine, voi mergeți, copii, să vorbiți, iar eu voi mai sta puțin. Injecția a început să-și facă efectul, durerea a dispărut, iar femeia avea mare nevoie să se odihnească. Așadar, șeful de securitate s-a întors la conversația întreruptă. Galina, ai devenit o mare personalitate? Nu chiar atât de mare. Dima a început să-i povestească fostei colegă despre viața sa, despre zbuciumul între sport și actorie despre ideea de afacere apărută, despre familia eșuată și organizarea holdingului. Asta ești tu? Galina a întrebat după o lungă tăcere, când și-a revenit din șoc. Nu, desigur, am auzit despre compania ta. Cine nu a auzit de ea? Dar niciodată nu m-am gândit că Dima Erșov și Dima Nostru sunt aceeași persoană. Colegii de clasă au mai băut ceai și s-au povestit unul altuia despre muncă și viață. Dima a plecat când afara a început să se lumineze. Crăciunul din acest an a fost cu o vreme cu adevărat de poveste. Era cald, cam 3 grade sub zero, iar zăpada cădea în fulgi mari. Strălucea în lumina felinarelor care înconjurau biserica, unde avea loc slujba de Crăciun. Galina stătea lângă uși și, închizând ochii, se bucura de vocile curate ale corului bisericesc. După un timp, a ieșit pe prispă. Ei bine, te-a observat? A întrebat-o Dima. Sper că nu, a zâmbit femeia. Atunci e bine, hai să-i facem o surpriză. Bărbatul a mers pe calea binecunoscută spre casa preotului. Părintele Andrei a ieșit pe curte după slujbă. Era deja lumină. Lângă intrare a observat un brad împodobit și a zâmbit. Ei bine, cineva a decis să împodobească acest brad. Probabil copiii. Ce bine! Mulțumesc! Bărbatul a intrat în hol și a început să îndepărteze zăpada cu mătura. Privirea lui a căzut pe câteva perechi de încălțăminte necunoscute. Am oaspeți. Părintele Andrei a aruncat o privire curioasă în camera mare. Acolo, în colțul opus icoanelor, bradul de Crăciun strălucea vesel cu ghilande aprinse, pe masa de lemn acoperită cu o față de masă se aflau bunătăți și un samovar aburind. Iar în jur stăteau rasul, Dima, Galina, Tatiana Simionovna și încă câțiva băieți care acum erau bărbați maturi din aceeași echipă de sambo, cu care s-a întâlnit cu mulți ani în urmă. La Crăciun trebuie să se întâmple minuni. Nu-i așa, părintele Andrei? Tatiana Simionovna se uita vesel la gazda uimită. Da, într-adevăr, este o vreme magică. A zâmbit fericit părintele Andrei. Ei bine, dragi oaspeți, bun venit și Crăciun fericit. Și ție sărbătoare fericită. Rasul s-a ridicat de pe bancă și, apropiindu-se, l-a îmbrățișat strâns pe vechiul său prieten din armată.